primul eșalon al handbalului masculin românesc își va consuma o nouă ediție începând cu finele lunii august. Sezonul 2019-2020 din Liga Zimbrilor va debuta pe 29 august, când se vor disputa partidele din runda de debut. Handbal Club Buzău 2012 va juca în prima etapă la CSM Reșița, apoi va primi vizita echipei CSM Focșani. În noul sezon se va juca după același sistem ca și în sezonul trecut, cu play-off și play-out. La finalul sezonului, formațiile clasate pe pozițiile 1-8 vor intra în play-off, în timp ce locurile 9-14 vor lupta în play-out pentru menținerea în primul eșalon.